fructe ar fi bune în perioada asta, mai ales dacă vrem să dăm jos? Bună dimineața, Dani! Bună dimineața, Răzvan! Este sezonul pepenelui și mai ales al celui roșu, pe care noi toți abia așteptăm să-l mâncăm, dar atenție mare la cantități. Practic, secretul vara în ceea ce privește fructele este cantitatea pe care o punem noi în farfurie. Alături de mine este însă Cristian Mărgărit, specialistul nostru în nutriție. Bună dimineața, Cristi! Bună dimineața! Ce farfurie? Pepene se mănâncă cu lingura dintr-o jumătate mare de pepene, nu din frigider. Asta dacă ai 20 de kilograme, nu? Cam așa se mănâncă fructele vara, pentru că este sezonul lor, trebuie să profităm, avem acolo antioxidanți, avem vitamina C, din păcate și foarte multe zaharuri, asta e calitatea lor până la urmă, deci trebuie să reducem celelalte alimente. Avem poate avocado, poate alte alimente sănătoase, nuci, semințe, ce am fi mâncat noi în mod obișnuit. Le ținem la minim sau aproape deloc dacă vrem să mâncăm fructe. Curios, pentru că ele sunt grăsimi sănătoase. Practic, încurajezi o dietă cumva disociată vara, excluzie carbohidrații și consumarea lor cu grăsimile? De încercăm să evităm combinarea asta dintre zaharuri. Fructele au foarte multe zaharuri și grăsimi, pentru că atunci se creează odată un efect de creștere a apetitului, nu-ți mai dai seama că ai mâncat multe calorii și pe de altă parte, metabolic vorbind, zaharul ridică insulina, grăsimea se depune mult mai ușor dacă facem această combinație. Deci cel mai bine este să le separăm pe sezoane. Mâncăm grăsimi mai multe în sezonul rece, acum vara mai mulți carbohidrați. Spune-ne, te rog, ce fructe sunt indicate în cazul în care vrem să gustăm și din plăcerile verii, dar să ne păstrăm și silueta? Cred că cel mai bine este să mergem acum pe fructele de sezon și să le luăm la rând. Când se coace un anumit fruct, evident, nu numai la noi, pentru că acum avem și fructe de import de calitate și vin din zone destul de apropiate, deci sunt coapte la soare în continuare, nu vorbim aici de bananele coapte pe vapor. Dacă ne uităm, avem cireșe sau diverse alte fructe care la noi au trecut sau urmează să vină. Deci trebuie să ne oferim o diversitate cât mai mare și aici mărimea contează foarte mult. Și în sens invers, aici mărimea trebuie să fie cât mai mică, pentru că fructele mici au un raport mai mare de antioxidanți la zaharurile cu care vin. Deci cu cât un fruct este mai mic și mai colorat, cu atât este mai bun pentru noi. Și mă gândesc direct la afine, fructele de pădure în general, care apar din ce în ce mai mult pe piață și le putem cumpăra. Zmeura, cireșele, amare, deci fructe cât mai mici și cât mai colorate. Amintiți-vă de pepene, pepene este exact invers, este uriaș. Și ca un paradox, semințele și coaja sunt mai bogate nutritiv decât pulpa. Partea roșie pe care o mâncăm. Semințele chiar sunt foarte sănătoase și pot fi mâncate, iar coaja poate fi făcută suc pentru sportivi, ajută foarte mult pentru circulația sângelui. Ultima mea întrebare, rapid, când mâncăm fructele? Pentru că e o dispută. Unii le mănâncă dimineața, alții le mănâncă între mese, sunt și câțiva care le consumă seara. E bine să mâncăm între mese, într-adevăr, ca o masă de sine stătătoare sau ca o gustare. Putem face o cură de fructe și putem mânca fructe și dimineața. Ne hidratează foarte bine, ne dau energie. Mă refer aici în special la fructele de pădure. Am încercat într-o vară, mâncasem aproape o găleată de zmeură într-o dimineață și m-am simțit extraordinar de bine. Dar revenim, trebuie să avem mare grijă la cantități. Cantitățile trebuie ținute în continuare sub control, pentru că, evident, așa cum spuneam, prea multe zaharuri ne pot dăuna, atât pe termen scurt, ne îngrășim imediat, cât și pe termen lung, că putem rezistență la insulină și în toamnă, când începem să mâncăm normal, riscăm să ne îngrășăm. Mulțumim pentru informații. Așadar, fructe de sezon. Avem pepene, avem piersici, avem caise, avem din ce în ce mai multă culoare în galantare. Deocamdată atât de aici. Răzvan, Dani, mă întorc la voi. Mulțumim, Luxandra!